Bun găsit înainte de toate, copiii vor fi evaluați psihosomatic. Specialiștii în domeniu vor ține cont de mai multe aspecte. Vor fi testați pentru a stabili competențe de ordin social și emoțional, ori memoria și abilitățile de comunicare. Legislația arată că înscrierea copiilor se face numai la școlile de circumscripție sau mai exact cele de cartier. Pentru alte instituții de învățământ, alegerea va ține cont de disponibilitatea locurilor sau dacă există documente care să justifice această altă opțiune. Școlile la care trebuie să se înscrie fiecare copil se regăsesc pe site-ul inspectoratelor școlare județene. Dosarul de înscriere va conține o cerere tip, actul de identitate al părintelui ori tutorelui, dar și o copie, certificatul de naștere al copilului în original și copie, dar și copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare, dacă este cazul. Ca în fiecare an, se așteaptă să fie bătaie pe școlile centrale din marile orașe. Aici se îndreaptă de regulă cel mai mare număr.